Dotări moderne și un parc nou de joacă la Hârlău. Odată cu începerea noului an școlar, Primăria Hârlău a inaugurat noua grădiniță, unde vor merge peste 200 de copii, atât la program normal, cât și prelungit. A fost o zi încărcată de emoții, deoarece odată cu începerea noului an școlar, am inaugurat o grădiniță modernă care va găzdui ambele grădinițe din orașul Hârlău. Valoarea totală a investiției, inclusiv parcul de joacă și împrejmuirile, este de 4.151.000 de lei. Investiția a fost făcută din bugetul local și cu bani prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2. Suprafața construită la sol este de 826 de metri pătrați, suprafața desfășurată a clădirii este de 1722 de metri pătrați, clădirea este construită cu subsol și două nivele. Clădirea găzduiește 10 săli de grupă, cu un număr de 220 de copii. Sălile de curs au fost dotate și mobilate conform normelor în vigoare.